Casa Județeană de Sănătate Neamț a încheiat decontarea serviciilor medicale primite de nemțenii asigurați care au avut nevoie de asistență medicală în străinătate. Suma importantă reprezintă 3.517.000 pentru prestații medicale acordate în Uniunea Europeană pe baza formularelor europene. În această perioadă, deci în trimestrul 1, am efectuat plăți pentru servicii medicale acordate asigurațiilor din județul Neamț în țări din Uniunea Europeană, așa nume în Italia, în Olanda, în Cipru, în Suedia, în Elveția și în Austria. Au fost sume importante pentru servicii care au fost, repet, au fost acordate acestor asigurați din județul Neamț, pe baza atât a cardurilor europene, cât și a formularelor europene. Serviciile medicale decontate se referă la anii 2014-2016. Sunt pacienți care au beneficiat pe baza cardului european, deci cardul european, care au fost acordate în perioada 2014, pentru că nu vin imediat, ele vin într-un interval rezonabil. Întâi ajung la Casa Națională, apoi le distribuie pe județe caselor care au competență în a le verifica. Pentru ce fel de intervenții se știe? Nu. Deci ele sunt servicii devenite necesare pe perioada ca urgențe, de exemplu. Sunt și servicii acordate în baza formularelor cu aprobare prealabilă, dar astea sunt într-un mod limitat, pentru că necesită o documentație specială și de fapt se eliberează doar pentru acele servicii care sunt incluse în pachetul de bază din România, deci nu sunt servicii care nu s-ar putea face în România, dar pentru că sunt liste de așteptare eventual sau alte motive medicale, nu se pot efectua într-un interval de timp rezonabil, astfel încât viața pacientului să nu fie pusă în pericol. De decontarea serviciilor medicale primite în străinătate beneficiază cetățenii români care lucrează în țări ale Uniunii Europene și care au un card european de sănătate valid.